De dimineață la ora 8, Isu Giurgiu a fost alertat prin numărul 112 că o persoană este blocată în apartament într-un bloc din centrul orașului. Au intervenit imediat echipajele de descarcerare și Smurd, care au fost nevoite să spargă ușa locuinței pentru a putea intra. Au găsit un bătrân de 84 de ani, semi-paralizat, cardiac, dar conștient căruia i s-a făcut rău și nu a mai putut deschide ușa atunci când fiica sa a venit să-l vadă. I s-au acordat primele îngrijiri medicale, paramedicii de la Smurd fiind nevoiți să-l transporte pe bătrân la Spitalul Județean Giurgiu pentru investigații. Bătrânul locuiește singur, iar starea de sănătate i s-a agravat după pierderea soției, care a decedat în urmă cu o lună.